Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea îngerii și demonii persoanei iubite. Mai exact, vom vedea aspecte mai plăcute și mai puțin plăcute ale sale. Bun. Vom începe cu varianta numărul 1, care va fi acest ametist de această dată. Varianta numărul 2, selenit. Și varianta numărul 3, quartz roz. Am să vă rog să rămâneți cu prima variantă, ce v-a atras atenția. După care eu voi trece la fiecare variantă pe rând. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Și de asemenea, dacă rezonați cu această etalare, am să vă rog să lăsați în comentariu un emoticon, fie o inimioară, fie o steluță, ce vă place vouă. Nu e nevoie pentru cei ce nu doresc să zică mai multe despre povestea lor, nu e nevoie să zică ceva dacă nu simt asta, dar am să vă rog măcar să lăsați acele emoji-uri, emoticoane în comentarii, astfel încât nici nu se știe ce variantă ați ales, dar eu știu că ați rezonat. Bun. Voi începe cu varianta 1 și să începem. Să vedem energia persoanei în primul rând. Vom pune aici ca să nu ne încurcem. Această persoană este destul de închisă emoțional. Cred că la etalarea anterioară pe care am postat-o, voi, nu mai știu exact ce variantă era, dar cred că ați ales o parte destul de mare din voi, aceeași varianta cu aceeași carte de început. Această persoană îmi pare să fie destul de detașată emoțional de tot ceea ce se întâmplă. Această persoană nu își poate accesa emoțiile. Nu mai știu dacă era la varianta 1 sau la varianta 2, dar cei care ați ales știți la ce mă refer. Bun. Încă o carte care să completeze această energie. Această persoană nu reușește să acceseze partea sa de emoții și atunci această persoană se axează pe ceea ce este practic, indiferent că acest lucru poate să fie cariera sau pentru unii dintre voi, poate să fie chiar vorba de o parte mult mai senzuală, mai pasională a lucrurilor, dar această persoană se axează pe acele lucruri. De ce? Pentru că este mult mai ușor să te agăți de ceea, cel puțin pentru această persoană, de ceea ce este practic, de ceea ce poți să atingi, de ceea ce poți să vezi, decât pe niște idealuri, pe niște sentimente, pe ceva care nu pare atât de concret. De aceea această persoană răspunde așa, este practic o formă de autoapărare în legătură cu sentimentele sale și a rămas cumva blocat și nu își mai poate accesa sentimentele. De aceea această persoană poate să pară prea concentrată pe carieră sau prea concentrată pe ceea ce este fizic, prea puțin pe sentimente. Atenție că această persoană poate deseori să se ghideze după interes și atunci să aibă relații din interes. Vom vedea întâi îngerii persoanei. Da? Și l-avem pe Sitael care ne spune: construcția universului ajută cu munci destul de grele, protecție de adversari. Deci, practic, această persoană pare să înfrângă situații foarte dificile, pare că știe să construiască foarte multe din nimic. Această persoană are succes material în general și este o persoană destul de invidiată de alte persoane. Bun. E o persoană care, din nou, se axează pe practic. Și încă o dată avem aici de o carte pentru înfrângerea inamicilor. Practic, această persoană este foarte protejată, iar în momentul în care cineva îi vrea răul acelei persoane, nici nu mai este nevoie ca acea persoană să-i facă ceva rău acestei persoane, pur și simplu își primește înapoi o karmă. Numai intenție, persoana asta este foarte, foarte protejată. Atât pe plan energetic, cât și pe plan fizic.
Aici avem echilibru, clemență, protecție împotriva atacurilor în curte, în justiție, mă rog. De asemenea, vedem că toate cele trei cărți sunt legate de protecție și această persoană, da, poate să facă niște lucruri care să nu fie neapărat cele mai, cum să zic eu, legale, dar această persoană este protejată și nu prea își face griji în legătură cu faptul că cineva ar putea să-l dea sau să o dea în judecată sau să cineva să spună mai multe despre ceea ce face această persoană de fapt. Efectiv, această persoană nu se teme atât de mult pentru că are și această protecție și chiar dacă nu o conștientizează, cumva o simte. Și ultima carte avem aici, practic ruperea unui ciclu, ridicări peste bariere și o carte care aduce victorie. Din nou, această persoană este menită să aibă mari reușite în tot ceea ce ține de planul material. Problema este că pe plan emoțional este un pic cam varză. Ce aș putea să mai zic despre această persoană este că această persoană este în general destul de admirată, este o persoană care atrage atenția, fapt care și aduce atâta noroc, sincer. Și nu este vorba doar de felul în care arată, ci aici mai este vorba și de energia pe care o are. Are o, nu știu, are un fel de a fi că în momentul în care este într-o cameră cu alte persoane, această practic protecție de care se bucură această persoană, o simt și persoanele din jurul său, de aceea oamenii trag la persoana voastră. Dar atenție, că asta nu înseamnă că scuză cumva persoana din a nu avea emoții. Persoana, da, într-adevăr, poate să aibă o situație financiară foarte bună sau dacă nu are încă, va avea cu siguranță, dar e o persoană foarte protejată, dar foarte închisă pe plan emoțional. Această persoană poate să aibă, v-am spus, relații din interes, relații bazate pe lucruri mai puțin decât dragostea. Și este foarte important să vă dați seama că această persoană are un fel de a fi în care și în relații și cu prietenii și cu toată lumea are un fel de a fi foarte retoric, foarte, nu știu cum să zic, critic. Uneori poate fi văzut ca fiind foarte dur, mereu în gardă, nu prea are încredere în oameni, dar întotdeauna îi lasă ca dacă au ceva de oferit să-i ofere. Această persoană nu e genul de persoană care oferă prima, este întotdeauna persoana care oferă după ce primește ceva. De aceea această persoană întotdeauna rămâne în putere și alege cine îi rămâne alături și cine nu. Pentru unii dintre voi, dacă ați avut deja o relație cu această persoană, este foarte probabil să se fi terminat din cauza unei interferențe, mai degrabă o altă persoană care a intervenit între noi. Dar și în cărțile pentru demoni vedem că avem fură comori de la rege. Această persoană profită de persoanele mai stabile și fură practic de la acestea, se simte mai bine când acumulează averi de pe urma acestora. E o persoană foarte răzbunătoare, poate să distrugă orice îi stă în cale. Nu are, are un stil de a fi și oarecum profetic, în sensul în care poate pătrunde foarte adânc în mințile oamenilor și își dă seama foarte ușor de cum vor reacționa, cum au reacționat și ce i-a făcut să fie într-un anume fel în prezent. De asemenea, pot să zic că această persoană în relațiile sale nu începe relații doar cu persoane cu care de la început se înțelege bine, poate să înceapă relații și cu persoane cu care în mod normal în primă fază nu s-a înțeles bine sau se crede că nu a existat acea chimie și chiar se poate zice o ură a fost între ei, dar totuși dacă această persoană are un interes, știe cum să se bage pe sub pielea celelalte persoane, astfel încât să profite. E o persoană care știe foarte bine să își folosească cuvintele. Este o
persoană care se poate pricepe foarte bine la comunicare și inclusiv cu persoane de alte naționalități, chiar dacă nu știe foarte bine o limbă străină, prin gesticulație și prin intuiție, această persoană își dă seama foarte ușor ce au de zis celelalte persoane. De asemenea, această persoană își tratează prietenii ok doar atâta timp cât are nevoie de ei, după care îi părăsește pur și simplu. Această persoană poate să se schimbe foarte rapid din orice secundă în care nu mai are nevoie de cineva. De asemenea, această persoană poate să aibă o condiție fizică foarte bună, este o persoană destul de ok, bine, nu ok cuvântul, destul de bună în tot ce ține de lupte și muncă fizică. Această persoană se pricepe foarte bine la a urma comenzi, cu toate că de foarte multe ori se opune, dar le urmează doar în contextul în care are ceva de profitat. Din nou, toate acțiunile acestei persoane sunt ghidate de bani, de avuție, de a lua, indiferent dacă se merită sau nu, sau dacă îi se cuvine sau nu. Trebuie să țineți cont de acest lucru. Și aici avem, înțelege limba animalelor, este o persoană foarte instinctuală, este o persoană, din nou, care se pricepe la limbi străine, este o persoană care înțelege foarte bine niște arhetipuri psihologice ale oamenilor. De asemenea, este o persoană foarte pricepută în a-și da seama de alte lucruri ilegale care au loc cumva pe la spatele tuturor. E o persoană care pur și simplu parcă miroase tot ceea ce este ilegal, indecent, imoral. Dar are și o abilitate foarte mare de a împăca persoane, așa cum această persoană poate să se folosească de această abilitate pentru a profita chiar și de persoane cu care nu părea posibilă vreo colaborare. Această persoană poate să folosească asta și pentru a împăca alte persoane. Este o persoană destul de cu destul de multă influență asupra altora. E o persoană destul de puternică, energia sa este foarte puternică și de aceea toată lumea se poate simți chiar ocrotită de această persoană, cu toate că nimeni nu e în siguranță pe lângă această persoană, pentru că nu este o persoană foarte loială, atâta timp cât nu are ceva de profitat, dar asta e altă discuție. Bun, cam atât am avut pentru varianta numărul 1. Vom trece la varianta numărul 2, cred că selenitul a fost. Energia persoanei. Aici avem de-a face cu o persoană destul de puternică spiritual. E o persoană care știe să-și îndeplinească dorințele și o persoană foarte intuitivă. Această persoană știe să-și îndeplinească toate dorințele, în primul rând, numai din manifestare. Este o persoană care nu are nevoie să facă foarte multă muncă fizică. Este o persoană care a avut vieți anterioare destul de dificile, astfel încât în această viață tot ce își dorește vine foarte ușor la acesta sau aceasta. Chiar dacă în acest moment nu pare o persoană foarte spirituală sau foarte intuitivă, este o latura sa foarte adâncă înrădăcinată, însă din anumite motive această persoană a fost forțată și în viețile anterioare, dar și în acest moment să ascundă partea sa mai intuitivă și partea sa mai spirituală. Practic se folosește de ele, doar că nu spune nimănui ceea ce face. Bun. Să vedem îngerii săi. E o persoană foarte înțeleaptă, comunicare spirituală, influența asupra bărbaților religioși, învățători și bărbați sau oameni, mai bine zis, ai legii. Voință și noi începuturi, asistă cu dificultățile și subestimări în general. Deci, ce trebuie să știți voi aici? Că da, într-adevăr, această persoană, din nou, ni se confirmă că este o persoană foarte spirituală, o persoană care poate, chiar dacă voi nu vă dați seama, poate să aibă anumite ritualuri, anumite rugăciuni pe care le face, o persoană cu o puternică abilitate de a manifesta, e o persoană foarte bună să-i învețe pe alții să manifeste, dar și să-i învețe pe alții pe ce cale ar trebui să meargă. Această persoană poate să lucreze în justiție sau să fie învățător, mentor,
ar mai putea să țină un fel de cursuri, webinarii, lucruri de acest gen. E o persoană foarte pricepută la a explica, la a da comenzi, dar a construi ceva. E o persoană dornică să construiască, cu toate că această persoană nu trebuie să muncească foarte mult, doar pentru că își pune intenția că ceva vrea să se întâmple, aproape că se fac lucrurile singure. Asta este o chestie foarte puternică la această persoană. Foarte multe persoane se pot întreba, dar de unde are această persoană atâta noroc? Dar de ce se întâmplă totul atât de natural la această persoană și noi ne chinuim atâta? Dar de ce tot ce își pune această persoană în minte se întâmplă? Ei bine, de asta. Această persoană pur și simplu a avut foarte multe tras în viețile anterioare și acum, practic, își primește răsplata și totul se întâmplă pentru această persoană. Această persoană poate să fie, în general, mai tăcută, astfel încât nu se bagă în seamă cu toată lumea, dar totuși are destul de mult noroc. E o persoană dornică de a învăța, dar și de a învăța pe alții. Este o persoană care își... Aici am simțit să iau două, deci o să iau două. Simte dorința de a oferi mai departe informații. Această persoană poate descoperi secrete, tehnici secrete, ceva mai rapid, poate să îmbunătățească metode, poate să se ocupe de patente. Dar această persoană este și foarte acidă în cuvinte. Toate aceste informații pe care această persoană le deține îi folosesc foarte, foarte mult în a se apăra. Dar nu este vorba doar de apărare în ceea ce privește vorbele. Această persoană poate să fie destul de puternică și în ceea ce privește forța sa fizică. Această persoană poate să aibă foarte multe cunoștințe în legătură cu ierburi și cristale. De asemenea, această persoană, din nou, poate să aibă niște ritualuri foarte, foarte, foarte puternice. Este o persoană care poate fi foarte activă și care se mișcă, în general, foarte repede. Este foarte, nu aș putea spune impulsivă, dar este foarte activă, foarte agitată, foarte, nu știu cum să zic. De asemenea, această persoană poate să fie destul de interesată de tot ceea ce ține de matematică. E o persoană foarte inteligentă și este o persoană care se pricepe foarte bine la a comunica. Bine, având în vedere aici că mi s-a zis că e învățător, această persoană clar poate să comunice foarte bine și să explice foarte bine. Iar ultima carte de demoni, practic, poate să fie o persoană care începe să comenteze la micile greșeli gramaticale. Este o persoană care are senzația uneori că este mai presus de toată lumea. Această persoană caută întotdeauna motive logice, nu se prea ghidează după intuiție. Poate avea o înfățișare destul de dură. Uneori pare efectiv ca un soldat. Această persoană obține întotdeauna ceea ce dorește. Ca și literele foarte importante aici putem să zicem că avem N, E, M și A. De asemenea, aș vrea să zic aici faptul că această persoană poate... Deci, poate să aibă nu neapărat o aparență wow, poate să fie pur și simplu aparența destul de impunătoare și prin faptul că are echipul într-un anume fel, chiar dacă nu este neapărat cea mai frumoasă persoană dintr-o cameră, echipul său cere respect, cere să fie ascultat, cere să fie urmat. Această persoană poate să aibă în general un... Bine, dar nu pentru toată lumea va fi asta, în general poate să fie un nas mai lung. Această persoană este foarte bună în a învăța pe ceilalți, în a studia pe cont propriu și în a ajuta spre distribuirea informațiilor. Această persoană poate să fie uneori foarte, foarte activă și pe rețelele de socializare. Această persoană este bine să nu-i spuneți întotdeauna secrete, pentru că în momentul în care o supărați, le spune mai departe. E o persoană foarte muncitoare, nu am nimic de zis în legătură cu asta și este o persoană care se bucură de fiecare zi așa cum este. Nu este o persoană care să se proiecteze foarte mult în viitor sau foarte mult în trecut. Este o persoană care, chiar dacă este spirituală, este și destul de practică. Încăpățânarea acestei persoane este foarte greu de
convins și poate să fie extrem de dur cu cuvintele, dar și destul de încăpățânat și destul de blocat în propriile sale idei și propriile sale metode. Deci dacă încercați să faceți această persoană să meargă după voi, foarte slabe șanse aveți să și reușiți. Cam atât am avut și pentru varianta 2 și vom trece și la varianta numărul 3. Cred că a fost cuarțul roz, numai că pun lângă serenit ca să stea acolo și să nu cadă. Să vedem energia persoanei. Această persoană caută întotdeauna să se înconjoare de persoane și de oameni care strălucesc, persoane care au au ceva de spus, au ceva de exprimat. Este o persoană care, în general, se simte atrasă de persoanele care pot fi influencer, care pot fi, care pot avea autoritate sau pot lua decizii, persoane în putere, tocmai pentru că este una din aceste persoane, doar că va descoperi un pic mai târziu acest lucru. Este o persoană destul de singuratică și nu prea reușește să aibă atașamente sănătoase, de aceea cel mai bine pentru această persoană este să se retragă de foarte multe ori în singurătate. Chiar dacă această persoană va deveni foarte cunoscută, cercul persoanei întotdeauna va rămâne restrâns. De ce? Pentru că această persoană are rolul de a da mesaje maselor, dar de a-și păstra limitele personale foarte bine la locul lor. Această persoană nu prea reușește să experimenteze atașamente foarte sănătoase, cred că am mai spus asta. Și de aceea această persoană ori este cu totul într-o relație, ori este cu totul ieșită din relație. Această persoană e un pic codependentă. Și poate să fie un pic dură cu cuvintele. Și să avem dem aici. Bun. În primul și în primul rând, avem aici faptul că această persoană este o persoană destul de abundentă, aduce succes în general, atât în viața sa, cât și în viața altora. Această persoană este destul de expansivă, este o persoană destul de inteligentă, și practic acolo unde pune această persoană mâna, pune și Dumnezeu mila. În momentul în care această persoană se ocupă de un job, de un proiect personal, nu contează de ce se ocupă, dar această persoană unde se concentrează, acolo va fi foarte multă prosperitate. În momentul în care această persoană se simte blocată într-un loc de muncă, acel loc de muncă, acea întreprindere, acel proiect dă greș. Efectiv, pot exista foarte multe fluctuații în ceea ce privește venituri și cheltuieli pe aceste firme, tocmai din cauza energiei puternice a acestei persoane. Persoana aceasta aduce lumină, persoana aceasta aduce putere, persoana asta aduce noroc, dar și ghinion de asemenea. Nu vă gândiți că această persoană aduce doar lucruri bune, aduce și lucruri rele pe măsură, dar totul este în general dictat de starea persoanei. Dacă starea persoanei este ok la muncă sau este ok în momentul în care se ocupă de un proiect, acel proiect va avea un boom foarte bun, foarte benefic, foarte brusc, foarte neașteptat și va avea foarte mult succes, dar dacă se simte rău, totul va pica efectiv în cap în câteva secunde. De asemenea, această persoană în relații poate aduce abundență celelalte persoane, doar pentru că, nu știu, această persoană poate să fie într-o relație cu o persoană care nu o duce atât de bine, pe parcursul relației cealaltă persoană va avea foarte multe creșteri financiare, dar în momentul în care relația se încheie și mai ales dacă această persoană poartă ranchiună, poartă ciudă pe anumite aspecte sau că a ajutat persoana aceea în anumite aspecte, pe tot ceea ce îi poartă ranchiune sau tot ceea ce a adus această persoană energetic, efectiv reușește să ia înapoi.
De asemenea, aș putea să spun aici că această persoană este o persoană care tot renaște, este o persoană care trece prin momente destul de schimbătoare. Din nou, fie este cu totul, fie într-o relație, fie nu este deloc. Așa este și cu munca, așa este pe toate planurile. Este o persoană de tipul totul sau nimic. De aceea și această persoană când aduce energie, aduce toată energia de care este capabilă și când o ia pe toată odată. Această persoană este întotdeauna protejată de adversari, de boli, mai ales de cele de piele și de animale. Puteți sesiza faptul că această persoană se poate înțelege foarte ușor cu animalele și mai ales cele fioroase, chiar dacă este vorba de un câine care a fost legat în lanț pentru că este foarte rău și pentru că mușcă și pentru că e periculos. Această persoană, să zicem, dacă ar intra în curte și câinele este dezlegat, persoana aceasta fie ar scăpa foarte ușor, fie efectiv câinele ar trece exact pe lângă sau animalul, fiera, ce-o fi. Dar este o persoană foarte protejată. De asemenea, aș putea să spun că această persoană își atrage abundență după cum dorește. Energia abundenței curge în permanență în aura acestei persoane. Această persoană nu își cunoaște termenul de blocaj. În momentul în care această persoană nu percepe că are bani sau ceva de genul, este doar pentru că nu s-a mai gândit că are nevoie sau că vrea bani. Dar banii și prosperitatea de orice natură, abundența de orice natură, este foarte ușor de atins. De asemenea, această persoană, atenție că nu doar că aceasta are tendința de a trage un pic de parteneri în momentul în care se află cu aceștia în relație, dar această persoană poate să mai intre și în relații cu persoane posesive. Deci merge pe ambele căi, numai întotdeauna în relațiile acestei persoane doar unul ți trage de celălalt, iar celălalt profită, practic. Și atunci, această persoană, de asemenea, se poate elibera foarte ușor de persoanele posesive, dar nu se poate elibera atât de ușor de persoanele pe care aceasta le ține cu totul. De aceea, practic, din momentul în care această persoană iese dintr-o relație, mai durează un pic până să se deconecteze cu totul, pentru că, da, energia și-o retrage instant, dar persoana încă se gândește, încă rămâne prinsă cu acele legături energetice pe care le creează de unul sau de una singură. Și la demoni. Această persoană este foarte pasionată de științe. Este o persoană care poate fi destul de gălăgioasă, dar este și o persoană foarte caldă. E o persoană care aduce foarte multă căldură în orice încăpere intră și nu este într-un sens ciudat. Este pur și simplu, este o persoană foarte, chiar dacă este un pic detașat emoțional, în momentul în care această persoană intră într-o cameră, deja toată lumea începe să fie un pic mai blândă, un pic mai înțelegătoare, un pic mai ok. De asemenea, această persoană este o persoană care poate părea la prima vedere foarte inocentă, foarte liniștită, dar pe de altă parte această persoană este și destul de periculoasă, nu într-un sens, nu știu, că toată lumea trebuie să se ferească, dar reacțiile acestei persoane când este scoasă din sărite, când este foarte enervată, când cineva încearcă să abuzeze, pot fi foarte puternice și vă pot speria și pe voi, dar și pe această persoană. De asemenea, această persoană are un rol foarte bun de a conduce, cu toate că uneori poate să fie un lider un pic mai comunist, un pic mai dur, un pic mai rece, dar e un lider foarte bun. Întotdeauna când această persoană are de realizat cu echipa sa ceva până într-o dată, cu siguranță întotdeauna realizează la timp. Nu există nicio întârziere, indiferent de schimbările care se întâmplă în echipa aceea pe parcurs. Persoana poate să fie un pic obsedată de artă și știință. E o persoană destul de secretoasă și această persoană reușește să scoată la lumină niște părți mai negative ale lumii, exact așa cum le vede. Și această persoană știe exact când se ceartă, știe exact pe ce ar trebui să pună accentul ca să dea de gândit persoanelor dintr-un colectiv că ceva nu este în regulă. Chiar dacă
persoana aceasta nu a auzit de neregulile de acolo, le simte, le știe, își dă seama exact cum să ducă conversația și uneori, în urma acestor conversații, se descoperă niște lucruri destul de șocante. Deci este o persoană la care ar trebui să aveți grijă ce ascundeți, chiar dacă îi spuneți, chiar dacă nu, pentru că această persoană, chiar dacă la nivel logic nu realizează ce se întâmplă, la nivel intuitiv știe și în momentul în care această persoană are ceva de spus, ar putea să zică și s-ar putea să zică lucruri care vor fi un pic periculoase și pentru voi. De asta este foarte important să aveți grijă unde aveți discuții cu această persoană, de preferat ar fi să nu aveți într-un loc public, deoarece acolo o să fie tendința de a spune niște lucruri un pic mai urâțele, care nu sunt neadevărate, pentru că ele sunt adevărate, dar nu pică bine în public. De asta aveți un pic grijă la discuțiile cu această persoană. De asemenea, această persoană poate să fie foarte bună, de exemplu, în a, cum să zic, în a spiona, în a urmări, în a realiza niște legături. Această persoană poate avea tendința de a consuma în exces. Poate să fie pur și simplu mâncare, să mănânce foarte mult sau, nu știu, să din când în când să exagereze cu, habar n-am, suc, cu, nu neapărat vicii, pentru că nu pentru toată lumea aici va fi vorba de vicii, dar vor fi anumite excese pe care această persoană continuă să le facă, iar această persoană are tendința să fie în general destul de sedentară, destul de greu această persoană se mișcă. Este o persoană care își trăiește viața mai mult la nivel mental și intuitiv, astfel încât la nivel fizic această persoană nu poate să zice că face foarte multe. Poate să pară din exterior o persoană destul de leneșă, dar asta este pentru că este foarte activă în plan mental. Doar că noi ne axăm foarte mult pe fizic și nu ne prea dăm seama câtă energie poate lua uneori faptul că această persoană este mai mereu în mental. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!